Bună ziua! Domn profesor, un nou sezon. Cu ce gânduri e? Păi cu gândul la mai lat. Cu gânduri să ne facem treaba bine. Cu gândul că orașul și clubul din Botoșani așa e, are un specific anume, în sensul că pe lângă, să spun așa, o prezentare cât mai onorabilă în campionat, mai avem și alte misiuni, cum ar fi, de exemplu, să scoatem jucători în evidență. În rest, programul e stabilit pentru următoarea perioadă. Ați făcut o listă cu plecări, cu veniri? Avem ceva noutăți? Sigur, în afara faptului că a plecat Edi Pap, căruia îi mulțumim încă o dată, oficial nu avem nimic. Sunt jucători care aparțin clubului și revin pentru a-i vedea. Sunt jucători care probabil vor mai rămâne o perioadă și vor pleca. Vom vedea. În timp le așezăm. Dar ceva nu știm problemele care sunt la club cu licența și nu următor la FC Botoșani și la voluntari. Mai sunt cluburi în situația dumneavoastră. Știți ce repercusiune veți avea în cazul în care se va demonstra că marele scriitorul nu are drept de asta pe banca tehnică? Sunteți dispus să vă riscați licența? Nu. Noi trebuie să nu intrăm nicio clipă în coliziune cu regulamentul. Regulamentul de asta este pentru că trebuie respectat și va fi respectat. În cantonament? Avem echipele... Da, avem un număr de 4 jocuri de pregătire, nu amicale. Cum greșit se înțelege de multe ori, nu sunt meciuri amicale, decât cele care dau curs unor invitații, știu eu, unor generații de fotbaliști. Avem 4 jocuri, 2 jocuri, să spun așa, sunt perfectate, cu echipe bune, echipe cu rezonanță, vorbim de Legia Varșovia, cu care ne-am mai întâlnit acum 2 ani, parcă, în Turcia, și nu numai, vorbim de Ferencvaros și probabil vor mai fi 2 echipe, cel puțin una la fel de importantă ca celelalte pe care le-am spus mai bine. Ați purtat ceva discuții cu conducerea, David, de obiectivul pentru noul sezon? Știți foarte bine că noi, primul obiectiv întotdeauna este meciul. Meciul și jocul echipei. Apoi trebuie să ne gândim la situația din clasament, să fie una care să nu ne dea emoții. Și mai departe, publicul care ne încurajează foarte mult și pe care îl vrem mai mult prezent pe stadion decât pe rețelele de socializare, să ne aprecieze. Dacă, cum am spus, dacă reușim să scoatem în evidență 2-3 jucători în fiecare an, e foarte bine. Cam asta. Mai lat rămâne? Sigur că da. L-ați văzut când făcea bezele.